G2A, jocuri și prețuri de belea. Salut și bun venit la un nou episod de Mad Runner pe Barbă Neagră. Astăzi facem ceva mai special, avem aici o cursă. Îl avem pe Alin și cred că îl avem și pe Robert, cred că în partea stângă avem doi Alin și niciun Robert. Curios. Ar trebui să avem un Alin și un Robert pe aici. Nu știu exact unde e Robi pe hartă, că nu-l vedem intrat. Se pare că Robi nu a intrat. Aha, uite-l, hai că a venit și el aici, i s-a încărcat mai târziu un picuț. Și înainte de toate vreau să vă reamintesc de madrunnermods.com, madrunnermods.com. Linkul în descriere pentru ultimele moduri de Mad Runner. Harta asta este ceva mai special în sensul că nu e hartă de-aia de lemne. Nu trebuie să ducem lemne nicăieri, trebuie doar să ne întrecem, avem un circuit frumușel. Nu ne întrecem în sensul ăla așa, oh my god, sunt eu primul și așa mai departe, în niciun caz. Ideea e doar să trecem circuitul și avem niște rock crawlere cu alea așa, deci sunt peste buggy-uri. Astea nu știu exact cum funcționează la întoarceri, la schimbat viteze, habar nu am. Am aici Logitech G920, volanul cu care joc și cu schimbător care e cu alea așa. Și hai să ne poziționăm. Trebuie să ne poziționăm cu alea. Uite aici, de aici ar trebui să fie startul. Hai să vedem pe oameni și le dăm un... Stai, hai. Ce să mai pierdem timpul, let's go. Doiu. Nu știu exact. Eu iau după sunet, dar nu știu cât de bun e sunetul ăsta. Mă, oamenii merg. Da, hai că au luat-o și ei acolo din loc. De când am văzut eu la deal, am testat-o două secundele înainte. Și de când am văzut la deal, se cam înfundă. O, mi s-a oprit motorul, fuck me. Oh, shit, stai să o luăm pe aici. A întâia. Oh, damn. Cineva a dat-o mine. Dude, dar mea nu vrea mai mult. Ah, stai, mă, să băgăm all wheels-ul. Yeah. Cum se duc băieții atât de repede? Eu nu pot mai mult, doiul. Ah, uite că cu doiul vrea. Deci 4-4-2. Hai că am rămas pe ultimul loc. Până mă obișnuiesc cu mașina. Fiindcă am schimbătorii un pic mai altfel la curse, mă ajută de obicei la mașini de-astea mari care transportă greutăți, dar la curse e un pic mai dificil. 3-ul. Aici pe curbă. Oh, damn. 4, poate. Poate mai bine dacă sunt de la volan. Ia stai un pic. Oh, damn. Damage, damage, mult damage. Oh, shit. Nu cred că trebuia să fac atâta damage. Vai, dar nu-mi dau seama deloc pe aici. Hai, poate mai bine așa. Mamă, ce s-au dus băieții acolo! 5 odată. Oare contează? 3? Mamă, e mai dificil decât credeam. E cu schimbatul vitezelor în asol. Cu schimbatul vitezelor chiar în asol. Nu știu exact când vrea, nu aud. Practic ea toarce în același... Adică tot timpul scoate același sunet. De întors. Tot timpul. Nu-mi dau seama când vrea mai multă viteză. E ciudățică treaba. Uite așa, zici că jucând la joc de la micuț. Sunt a 5-a acum. Din câte îmi dai o seama, ar trebui să băgăm rapid, da? Și acum frână. 3. Mama are frână foarte intensă. Gen, aia a apăsat și aia a fost. 4. Deci la viteze mici nu se duce. Mamă, ce s-au dus băieții și mai văd pe aici, ești nebun. Oh, shit. Trebuie să recunosc, nu prea îmi place cu rollerul ăsta. Sunt a 5 acum și nu poate mai multă viteză. Like, de ce? Trebuie să trec pe aici, taci. Gădeia! 3-ul. Oh, shit. Poate are legătură că sunt 4-4 și nu pot să bag viteză. Poate desactivez 4-4 doar în anumite situații. Maybe, maybe. Hai să băgăm 4. Oh, shit. Stai că aici trebuie să mă încadrez bine pe rânduri. Dacă nu sunt încadrat, mă cam dă nasol. 3-ul, mă, ia. Ba, naibii, dacă îmi dau seama dacă vrea mai mult. Asta cam în orice viteză face la fel. Chiar nu pot să înțeleg. Cu 4 oricum, cu 4 nu prea poți da greș, știi? De asta hai să o lăsăm așa pe 4-a. 5. Nu, e, mi se pare că toarce un pic la 5. Dacă iau all wheels-ul, acum moare. Nu, cu all wheels-ul e altă viață, dar altfel moare. Cred că mă descurc jalnic. Deci, a întâia. Bă, nu am avea aceleași mașini, mă. O-mi fi altfel. Dar trebuie să recunosc că nu prea îmi place asta. Like, am schimbat 3 și acum, what the fuck? Ok, am probleme. Am probleme cu asta. Deci, sunt a întâia. 2-ul. Ok, hai că nu se înfundă. E bine. Până aici e bine.
După care, 3, că suntem la vale. Când putem 4, mă enervează sunetul, că tot timpul blablabla, dar nu e niciodată, nu pot să-ți dau seama când e îndeajuns de turat încă să schimb viteza. Uite, acum am trecut și-a schimbat viteza, dar și-a schimbat sunetul, dar și-l menține, adică tot timpul e același. 1 damage, de ce? Uite, acum sunt la viteză maximă, de-aia am impresia că băieții se duc mai repede decât mine, chiar și la viteză maximă. De asta, cred că poate n-am luat versiunea corectă de rock crawler. Paci la dreapta, 4. Dai frumoasă harta. Harta e super interesantă, poți să faci cu ce vehicule vrei tu, niciun stres. Mi se pare ceva mai fresh așa. Doiu. Dacă te-ai săturat de lemne, să tot cari și așa mai departe, poți să te bagi foarte ușor la un tip de asta de hartă, chiar dacă nu faci întrecere cu cineva. E fain să mergi pe el, adică mi se pare Madranul chiar e fratele meu pentru off-road, că practic asta este. 4. Uite pe băieții aici. Bă, dar se duc prea rapid în puii mei, nu știu cum fac. 3. Uite-te și tu cât de repede se duc în fața mea. Mă, ce viteze aveți voi? O avea de-aia, mă, cu 6 viteze. 4. Să luăm curbița. 3. Uite, vezi, eu sunt a 3-a acum. Mi se pare excelentă pe aici. Dar nu face față. Deci simt că viteza asta nu face față. Pentru... pentru ei. Deci nu îi pot ajunge, fratele meu. Deci chiar nu pot. Hai să luăm un pic pe stânga așa. Nu, pe unde ne duce harta asta? What the fuck? Zic că ne-a băgat un pic și pe aici. Hai, tata, hai. Azi pe 3. Păi, cred că o subturez un picuț, a? Ia, hai cu 2 să încercăm. Nu, 2 e prea încet. Un pic din ambreiaj. Hai că a prins acum demaraj cu a 3-a. Haide! Haide! Am și diff-ul. Să băgăm diff-ul? Om avea succes dacă bag diff-ul? A 5, am comutat direct pe a 5, tata. Hai, cu 4. Chiar dacă suntem la deal. Acum cu diff-ul poate o fi altfel. Deși 4-4 ar fi trebuit să mă încetinească o lecușe. Uhuu! Băgăm 3-ul, băgăm 2-ul și ne oprim, bineînțeles! Bineînțeles! N-ai văzut așa ceva. Hai cu 2-ul. Ok, 3-ul. Deci sunt jalnic la curse în Madrunner. Nu le am deloc. Mai avem și pentru episoadele următoare pregătite niște hărți, tot așa, pentru curse. Doar că ceva mai altfel. Asta... Practic, cursa asta este menită să facă diferența de viteză, adică să ajungi într-un timp cât mai scurt, dar celelalte sunt menite să ajungi întreg. Deci, atâta timp cât ai ajuns întreg, toată lumea e fericită. Oh my god, și pe aici? Ok. Era un joc odată, era... Bine, încă e. Se numește Nitro Parcă și e pe PlayStation, dacă nu mă înșel. Și tot așa, deci ceva de genul ăsta de teren era. Dar, fratele meu, Madrunner e special făcut de teren. Hai, tata, 4. Urcăm cu a 4-a. Ia să schimbăm noi aici. Visualization-ul. Da, nu pot să-mi dau seama nici de accelerație. Deci nu pot să-mi dau seama când e accelerația îndeajuns de mare încât să schimb. Oh, shit. Acum simt un 3, dar parcă duce. Uite, duce 4 și nu se neacă. Ok, bebe. Hai, tata, cu 5-o, că suntem un pic în vale așa aici. Yeah. Am accelerația la podea, deci nu mă joc. Tot timpul la mine în Madrunner accelerația e la podea. Decât dacă sunt în situații de alea nasoale, știi, și atunci trebuie să ies de acolo. Ok, chill. Bă, un VR dacă avea aici în Madrunner ar fi fost super tare. Uite că nu m-am uitat la damage, să văd cât am la dispoziție. Mă, hai că nu e rău când ești la vale, de la volan, nu e atât de rău, vezi destul de bine pe aici. Păcat că nu merge cu track iar-ul. Nu merge nici cu Toby, nici cu track iar să mișc camera, că ar fi fost ideal. Deci ar fi fost ideal. Ok, cred că 5-ul devine prea mult pe aici. Ba nu, o să las tot așa. Uite, la mine asta e maximul. Gen, ce vedeți voi că merg eu acum, asta e pentru mine maximul. Sunt a 5-a și pedala de accelerație la podea. Deci mai mult de atât nu pot să-i fac. Ucil. Ideal e să mai și ocolești dâmburile astea și să o iei pe suprafețele cât mai drepte. E, de aici o să-i bag a 3-a.
și luăm pe dreapta. 3. Ok, hai că a luat-o cu 3, a luat-o destul de bine. A, mișto unghiul ăsta. Chiar mișto. Urcă cu 3 aici? Hai că urcă. 4. Hai că o accelereză cu 4 și aici, la coborâre, aici îi dau 5. I-am dat 5. Mamă, ce sare aici, ești nebun. Holy shit, man. Băi, se cred că au terminat de mult. Mamă, cât damage. Oho, am 1000 damage. Au pus, cred că, special treaba asta cu 1000 damage. Deci știau că aici chiar îți iei damage. O curbă. 3 eu. Sunt a treia, gata, am schimbat. Ok. Să ne plasăm. Sigur vine ceva. O să arobi traseul și trebuie să la viteză. Eu nu. Eu nu, eu sunt varză. Oamenii au timp și să scrie, ești nebun. Eu sunt concentrat aici. Oh, shit. Oh, shit. Tași că aici e frumos. Urci. Oh, roci, dude. Pici. Oh, chill. Da, mă, e chiar dificil cu vitezele, să știi. Trei eu. E chiar dificil că trebuie să fii foarte on point, știi? Trebuie să fii foarte pe fază. Și eventual să schimbi și dinainte vitezele. Chill. Dar eu nu... Nu simt mașina. Nu simt mașina. Ultima treaptă cât de mult posibil. Nu prea merge. Uite, eu sunt a treia pe aici. Dacă dau a patra, cred că sare, dă... De... Ia, hai să dăm a patra. O să încerc o dată pe automat. Sunt curios. Cum face el pe automat? Cum își schimbă jocul vitezele? Dacă le schimbă des? Dacă o ține mult pe ultima? Cinciu! Hey! Bitches! Hai, dăm cu spatele aia. How you doing? Să luăm așa, hop, 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 hop. Ai, și atat. Hai, mă, că n-a fost, a fost curticica asta. Practic mergi în continuu, am pus-o în descriere. Dacă vă interesează ăsta, tipul ăsta e hartă, harta asta. Aveți în descriere. Și să facem așa un overview. Ia uite-o. Bă, hai că a mers ceva, da, putea să fie ceva mai complexă dacă se chinuia să umple și pe aici, eventual și pe aici, pe aici avem deja zone care nu sunt atinse. Destul de interesantă, destul de interesantă, dacă ești cu cine să concurezi și mai bine. Bun, sper că v-am făcut, până data viitoare, v-am salutat!